Mircea Muntean și-a anunțat candidatura la primăria Deva. Acum, din partea Partidului Ecologist Român, după ce a plecat din Partidul Puterii Umaniste, el spune că dorește o bună colaborare cu PPU în avantajul reciproc. Mircea Muntean este susținut de oameni de afaceri cunoscuți și speră la un rezultat bun în 2024, atunci când vor fi alegeri. Al municipiului Deva, per aduce primarul înapoi. Mircea... Succes. Mircea Muntean este acum vicepreședinte la nivel național al Partidului Ecologist, iar Răzvan Mareș este președintele organizației județene. Alături de conducerea centrală, ecologiștii hunedoreni au speranțe mari. Îi spun că își propun un scor de cel puțin 10% la nivel național. E prima mea, zic, acțiune ca un politic. Am făcut acest pas pentru că cred că e momentul, după 30 de ani de ca om de afacere. Cred că PR este partidul care poate să schimbe lucrurile la nivel național. Cred că avem o mare ambiție să fim diferiți decât ceilalți. Plecăm de la oameni simple care simt orice se întâmplă. România are nevoie de oameni responsabili, oameni cu potențial și pe scurt. Cred că cel mai potrivit cuvânt pentru un politician este așa, politician satul. Îmi propun, evident, să recâștig primăria municipiului Deva, să fiu un partener al oamenilor, să duc la bun sfârșit ceea ce întotdeauna am făcut cu drag, cu dăruire, pentru cetățenii municipiului Deva. După ce a părăsit organizația PPU Hunedoara, Mircea Muntean spune că își dorește o bună colaborare cu umaniștii. Mai am despărțit și sperăm să colaborăm mai departe. El are și el nevoie de forță politică în nivelul municipiului și a județului Hunedoara. Are nevoie să se deschidă, să fie cel puțin 30 de mărgineni și să nu rămână doar unul, pentru că atunci nu va putea nici el să crească. Petre rămâne un prieten de-a nostru și sunt convins că și organizația din care Petre Mărginean face parte, în 2024 se va alătura sub o formă sau alta, sau vom găsi o soluție să susținem un singur candidat la primăria municipiului Deva, în așa fel încât acest proiect, care a fost început și alături de Petre un an jumate, când am reușit să-i aduc aceeași masă, eu și cum că cineva, să poată continua și colaborarea să meargă, dar de data aceasta pe per, în sensul că sunt convins că Petre Mărginean va avea înțelepciunea să avem niște să susțină această candidatură a lui Petre și bineînțeles noi să-l susținem ulterior pe el. Ecologiștii hunedoreni spun că în următoarea perioadă mai mulți membri PNL vor trece la Partidul Ecologist.